Este ora 13, bine v-am găsit. Nicușor cere ajutor. Primarul Capitalei îl roagă pe Nicolae Ciucă să nu-i lase în frig pe bucureșteni, pentru că situația e foarte serioasă. Locuitorii Capitalei riscă să rămână fără apă caldă și căldură, pentru că, după cum știți, termoenergetica e la un pas de executare silită pentru datorii de 500 de milioane de lei. Astăzi, din nou, Nicușor Dan a prins un microfon, s-a plâns că e discriminat, alte orașe au primit subvenții de milioane de euro, spune primarul Capitalei, Bucureștiul a primit doar 18 milioane de euro. Discutăm despre situația aceasta cu directorul Termoenergetica, domnul Claudiu Crețu, este în direct alături de noi. Bună ziua, domnule Crețu, vă mulțumesc. Perspectiva guvernului o cunoaștem. De multe ori s-a spus că bucureștenii sunt oameni cu stare, oameni bogați. În capitală sunt cele mai mari venituri din țară, de-aia nu este cazul să se acorde subvenție. Întrebarea este: în cât timp e nevoie să se rezolve lucrurile pentru ca bucureștenii să nu rămână fără apă caldă și căldură? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. În acest moment este un risc foarte mare de poprire a conturilor termoenergetica de către compania Elce, față de care termoenergetica are datorii de 800 de milioane de lei. Dacă îmi permiteți, e o poveste mai... Ar fi bine să ne și auzim. Că ne rezolvată. Vă rog, vă aud acum. Vă rog frumos, domnule Crețu, să vă reluați ideea. A fost o mică întrerupere. Vă ascultăm. Bună ziua. Revin, reiau discuția. Între Radet, Elcen, este o poveste nefericită veche, cu datorii, penalități, insolvențe, faliment și lipsă de investiții. Toată această situație nu mai poate să funcționeze în acest mod, pentru că pierdem timp important în a depune, de exemplu, proiecte pentru modernizarea ceturilor pe fonduri europene. Toată această situație în care noi, termoenergetica, avem datorii către Elcen, pentru că Primăria Municipiului București are datorii către termoenergetica, în mare vedem o problemă de a plimba banii publici dintr-o parte în alta și plătim penalități, ne executăm unii pe alții, ceea ce nu este normal pentru anul 2022. Nu e normal mai ales față de bucureșteni, pentru că ei nu întârzie. Datoriile lor sunt achitate la zi, plățile către furnizori sunt achitate de foarte multe ori la zi. Se cunoaște promptitudinea cu care bătrânii din România, dar și cei din București, sau poate mai ales cei din București, se duc să-și plătească dările. Spuneți că riscul este foarte mare în momentul acesta de poprire. Și vă întrebam dacă domnul Nicușor Dan, pe care îl vom vedea în câteva minute, vom auzi apelul lui către guvern, dacă va face rost de bani, în cât timp ar trebui să vină banii ăștia? În cursul acestei săptămâni avem și discuții și negocieri. Putem prelungi acest termen. Este important să vină bani. În măsura în care vin banii, există soluții de eșalonare, de... Nu se va întâmpla ca săptămâna asta sau săptămâna viitoare, Doamne ferește, să se oprească apa caldă sau căldura în București. Nu cred în acest scenariu. Funcționarea sistemului trebuie să fie una coerentă. Bucureștenii vor avea apă caldă și căldură. Problema este că avem aceste blocaje financiare care pun în pericol funcționarea sistemului, mai ales în perioada de iarnă. Pentru că dacă apar poprire de conturi, iarăși insolvențe, pot apărea, într-adevăr, sincope în funcționare. Haideți să-l vedem pe Nicușor Dan. Apelul lansat astăzi către domnul Ciucă, Nicușor Dan, spune că Bucureștiul trebuie să primească o subvenție mai consistentă, pentru că a primit foarte puțin până acum. 2021 am plătit 950 de milioane de lei pe an și anul ăsta 1,5 miliarde de lei 2022. Deci dublu față de cât se plătea până în 2020, atâta putem, mai mult nu putem. Și de aia este nevoie de un ajutor de la guvern și din nou am mai spus-o, da, o repet, Bucureștiul are tot atâtea apartamente cât au toate celelalte OAT-uri din România, 550.000. Pentru București ajutorul de la guvern a fost 15 milioane, pentru celelalte OAT-uri 800 de milioane.
Deci Nicu Șordan se declară discriminat, spune că a primit mai puțin. E adevărat că Bucureștiul are tot atâtea apartamente, sau mă rog, domnul Nicu Șordan se presupune că are cifrele de la primărie, ca și alte unități administrativ-teritoriale, UAT-uri, cum spune el, dar, domnule Crețu, rămâne și această abordare. Guvernul spune, nu vrem, nu putem să le dăm bucureștenilor cât dăm în Galați sau în Buzău, pentru că oamenii sunt mai bogați aici. Până la urmă, ce vine a oamenii? Da, din păcate la această situație și la această problemă nu pot să răspund pentru că este o discuție care are o tentă politică și vreau să mă țin departe de această tentă politică. Păi toți suntem la mâna politicii acum, că domnul Nicu Șordan... Din păcate așa este. Ce pot eu să spun este că Termoenergetica are 800 de milioane datorii la Elcen, iar Elcen a obținut în instanță titlul executorii pe 500 de milioane. Da, înțeleg că sunt trei titluri executorii. Exact, exact. Dacă aceste sume nu sunt plătite și nu găsim soluții în perioada următoare, noi Termoenergetica vom avea probleme mari și urmarea, din păcate, ar fi insolvent. Dacă aceste sume nu sunt plătite, în cât timp ar urma să fie privați locuitorii capitalei de apă caldă și căldură? Eu repet, nu cred că se va ajunge la oprirea sistemului de apă caldă și căldură. Cunoaștem că Radet a fost și în insolvență și în faliment, dar rămâne problema financiară. Principalul efect este faptul că Elcen este astăzi în insolvență din 2016 și nu poate depune proiecte de investiții pentru a atrage fonduri europene. Funcționăm cu CET-uri din anii 60 și ceva și nu putem depune proiecte să modernizăm CET-uri, să avem pierderi mai mici, să avem costuri mai mici, pentru că nu putem plimba bani publici dintr-un buzunar în altul. Remarc totuși o ezitare în tonul dumneavoastră. Sunteți printre șefii de instituții vitale pentru capitală, reputați pentru transparență. Ne răspundeți la telefon, apreciem foarte mult lucrul ăsta. Spuneți că nu credeți că vor rămâne bucureștenii fără apă caldă și căldură dacă nu se primesc subvenții de la guvern. Dar sunteți sigur, domnule Crețu? Iertați-mă, dar nu putem fi siguri de nimic. Da, în dar acest... Vă rog. Opinia mea este că acest sistem trebuie să funcționeze. Acest sistem este vital pentru orașul București. Acoperă 560.000 de apartamente și mii de instituții, spitale, școli, grădinițe. Chiar dacă avem avarii, avem sincope, se întâmplă 2, 3, 4 zile. Nu avem apă caldă, nu avem căldură așa cum ne-am dorit. Parametrii sunt deficitari, dar acest sistem rezistă și cel mai important livrează prin CET-uri și 500 de megawatt electrici. Deci în anumite momente suntem dependenți de energia electrică produsă de acest sistem. Periclitarea acestui sistem poate pune în pericol inclusiv alimentarea cu energie electrică. Și nu cred că cineva se poate juca cu acest lucru. A, deci stați puțin că ne-ați dat o știre. Nu e vorba doar despre căldură și apă caldă. Am putea să rămânem și fără energie electrică în capitală? Există acest risc în anumite situații, pentru că CET-urile Bucureștiului livrează iarna în jur de 500 de megawatt electrici. Și dacă întâlnim o perioadă în care nici nu bate vântul, e înorat, vă dați seama că cei 500 de megawatt pot fi decisivi. Da, foarte interesant ceea ce ne spuneți, domnule Crețu. Așteptăm în continuare o reacție din partea guvernului. Vom vedea dacă va exista această reacție. Nu e prima oară când Nicu Șordan încearcă să rezolve la guvern această problemă a căldurii.